voi în ultimele 10 zile medie este de 6 ore și un sfert. Pe Instagram. Nu știu, mi se pare cea mai interesantă aplicație, pe lângă faptul că e destul de amuzantă, mai văd și lucruri noi, mai văd ce fac prietenii, persoanele cunoscute, persoane de succes și îmi place. Nu știu, nu e chiar un ingredient, dar am încercat la un moment dat, am mâncat o pizza cu Nutella și e destul de ciudat, doar că chiar a avut un gust bun. Sincer, ne-am jucat și zilele astea aici, l-am cam bătut pe colegul de cameră pe Câmpanu, dar a mai jucat și colegii și cred că Borza m-a bătut de vreo 3 meciuri, dar revine, nu-i problemă. Sincer, eu sunt genul de persoană mai calmă, nu prea mă enervez destul de des, nu prea îmi exprim emoțiile prin nervi și nu mi-am amintit să fac de asta. Nu mi-am amintit să zic așa despre fotbal ceva. Era un mini-serial de vreo parte 3 episoade al Neymar pe care l-am urmărit, doar că așa despre sport. Mi-a plăcut foarte mult The Last Dance, serialul lui Michael Jordan de 10 episoade, dacă nu mă șel, pe care l-am urmărit chiar în pandemie apăruse și chiar a fost ceva foarte, foarte educativ care m-a inspirat să zic. Mă uit foarte mult la youtuberi din străinătate, din America și nu știu dacă știe lumea, este un youtuber speed care tot așa e foarte pasionat de fotbal, foarte mare fanboy Ronaldo și îl urmăresc foarte mult cam tot ce face, am zis.